Două săptămâni atât au avut la dispoziție elevii din anii terminali pentru o ultimă pregătire înainte de susținerea examenelor. În toate școlile s-au luat măsuri stricte, toată lumea a purtat măști și s-a dezinfectat, iar asistenții medicali repartizați la unități au măsurat temperatura elevilor și profesorilor. În județul Dâmbovița, pregătirea a decurs fără incidente. Totuși, un număr mic de elevi s-au prezentat la aceste ore. Participarea a fost puțin sub așteptările noastre. Estimam undeva la 60% din numărul de elevi înscriși în clasele a 8-a, respectiv a 12, au venit în jur de 50%, poate puțin, în jur de 4200 în fiecare zi. Din fericire, nu am avut niciun fel de incident neplăcut, poate cu excepția două cazuri la una din școlile din municipiul Târgoviște, copiii identificați cu febră peste 37,3 s-au întors acasă, s-a constatat că nu aveau niciun fel de problemă, a doua zi au venit la școală. În această perioadă mai vin la școală copii pentru predat manuale, pentru încheierea situațiilor, în acele situații în care nu s-a putut face evaluarea online și atunci, conform precizărilor din regulament, trebuie să susțină o mică lucrare sau un proiect pentru media anuală. La școala Tudor Vladimirescu din Târgoviște, mai puțin de jumătate dintre cei înscriși s-au prezentat la cursuri, au rezolvat teste și variante de subiecte și s-au acomodat cu atmosfera. Profesorii sunt de părere că aceste două săptămâni au ajutat atât pentru examene cât și emoțional. S-au înscris la aceste cursuri de pregătire 36 de elevi, au venit în fiecare zi, aproape toți, am avut un absent 2 în câteva zile, deci copiii chiar și-au manifestat dorința și au participat la aceste ore, deci nu a fost doar o curiozitate pur și simplu sau de a socializa cum ne-am temut inițial. S-au desfășurat orele conform unui program și un orar bine stabilit. A fost stabilit un traseu de la începutul activității, ținând cont de la poarta de intrare în curtea școlii. Au fost două căi de acces în școală. Copiii respectă regulile care li s-au impus, distanțarea socială de 2 metri. Doamnele asistente, la intrarea fiecărui elev, iau temperatura, schimbă masca cu care a venit elevul, preiau masca nouă, intră pe culoare spre sala de clasă. Atmosfera este tensionată, iar emoțiile plutesc în aer, dar copiii au parte de empatie din partea tuturor. Sunt încurajați în fiecare zi pentru a trece cu bine peste această perioadă. E mai ușor așa decât online? Ziceți voi. Da. E mai bine la clasă, nu? Oricum, o relație mega specială între ei. Nu știu, mie e foarte greu, foarte ciudat pentru ei asta, știi? Da. Am încercat toți să-i învățăm, faptul că au revenit la școală. În prima zi erau că i-am văzut, știi, erau un pic stresați. Acum sunt mai... Nu am dreptate? Da. Evaluarea națională a absolvenților de clasa a 8-a se organizează anul acesta pentru prima oară în două sesiuni. Evaluarea națională începe din 15 iunie, iar pentru copiii care sunt bolnavi, care sunt găsiți cu febră la intrarea în școală, care sunt izolați împreună cu familia la domiciliu, deci pentru motive medicale și de carantină, se organizează o a doua sesiune de evaluare națională începând din 29 iunie și examenul de bacalaureat va avea tot două sesiuni.